Salutare, eu sunt Adrian și astăzi vreau să vă vorbesc despre funcțiile din C++. Pe măsură ce programele cresc în complexitate și dimensiune, ele trebuie împărțite în fragmente mai mici și mai ușor de gestionat, numite funcții. Funcțiile grupează instrucțiuni înrodite pentru a îndeplini o anumită sarcină. Pentru a folosi o funcție, un program apelează funcția respectivă specificând numele funcției, urmat de paranteze. După ce efectuează operațiile corespunzătoare, multe funcții întorc o valoare de un anumit tip, valoare pe care programul o poate testa sau o poate atribui unei variabile. Programele pot transmite parametrii, informații, către funcții, specificând respectivii parametri între parantezele care urmează numelui de funcție. C++ folosește prototipuri de funcție pentru a defini tipul valorii pe care o funcție o întoarce programului, precum și numărul și tipul parametrilor pe care programul îl transmite funcției. Funcțiile se pot grupa în două categorii, funcții care nu returnează valori și funcții care returnează valori. Pentru a exemplifica funcțiile, vom crea un proiect nou de tip consolă pe care o să-l denumim simplu funcții. Până acum ați fost obișnuiți cu fișierul sursă main.cpp, care conținea funcția principală, declarația și apelarea unei funcții principale, care începea cu tipul de dată int, asta înseamnă că respectiva funcție returnea o valoare întreagă, se observă instrucțiunea return 0, numele funcției care era main, urmat de paranteze. Se observă că între paranteze nu există niciun parametru. Pentru a implementa noi o funcție, să spunem că avem de adunat două numere și pentru efectuarea acestei adunări să implementăm o funcție numită sumă. Deci, această funcție va trebui să returneze rezultatul adunării. Deci, va trebui să returneze, de exemplu, dacă adunăm două numere între, să ne returneze tot un întreg. Apoi vom da numele funcției, o denumim sumă, urmată de paratezele rotunde, în care deocamdată nu vom scrie nimic, în interiorul lor nu vom scrie niciun parametru, urmat de acolade. Instrucțiunile pe care le vom scrie între acolade vor fi instrucțiunile care vor fi efectuate atunci când se va apela această funcție. Să spunem că în prealabil declarării funcției declarăm două variabile de tip întreg, de exemplu a egal cu 5, și b egal cu 10. Și funcția noastră să returneze suma celor două variabile. Deci putem scrie return a plus b. Putem pune a plus b între paranteze rotunde și acum în interiorul funcției principale, în interiorul funcției main putem apela funcția sumă. Deci, în loc de stringul hello world, putem scrie funcția sumă fără parametri. Acum, la rularea aplicației, ar trebui să ne fie afișat numărul 15. Este o modalitate simplă de implementarea unei funcții. Să implementăm acum funcția sumă cu ajutorul parametrilor. Parametrii sunt niște variabile care sunt declarate în interiorul parantezelor rotunde, variabile care sunt disponibile, pot fi apelate doar în interiorul corpului funcției. De exemplu, dacă vom declara aici variabilele int q și o altă variabilă de tip întreg w, funcția sumă va trebui să returneze suma dintre q și w. De această dată, funcția sumă va trebui apelată cu parametri. De exemplu, dacă voi scrie sumă, paranteză rotundă, 4,8 și rulez aplicația, voi observa că de data aceasta ne este afișat rezultatul 12. Să modificăm un pic aplicația și să atribuim variabilelor a și b niște numere introduse de la tastatură. De exemplu, putem folosi obiectul
cin și să atribuim variabilei a prima introducere și a doua introducere de la tastatură să o atribuim variabilei b. De data aceasta vom aplica funcția sumă pentru variabilele a și b. Rulăm aplicația. Am uitat un punct și virgulă, îl pun acum. Rulăm aplicația. Introduc valoarea pentru variabila a, de exemplu, haideți să-i dau o altă valoare, 15, apoi pentru variabila b, 20, și la apăsarea tastei Enter observ că îmi este afișat suma dintre suma celor două variabile, 15 și 20. Există situații când putem implementa mai multe funcții cu același nume, dar cu număr de parametri diferiți. De exemplu, dacă implementăm funcția sumă, dar de data asta cu trei parametri, această funcție va trebui să returneze, bineînțeles, suma celor trei variabile e, r și t. Acum la apelarea funcției sumă vom folosi trei parametri. Vom transmite funcției trei parametri, de exemplu 4, 5 și 6. La rularea aplicației ar trebui acum să ne fie afișat numărul 4 plus 5, 9 plus 6, 15. Și se observă că ne este afișat rezultatul corespunzător. Deci, apelarea unei funcții, compilatorul va ști ce funcție este apelată, atât după numele funcției, cât și după numărul de parametri. Funcțiile sumă pe care noi le-am implementat acum sunt funcții care returnează un rezultat, adică returnează un întreg. Sunt și funcții care nu returnează niciun rezultat. Aceste funcții vor trebui declarate cu tipul void. Void afișează, de exemplu, în care vom afișa un număr întreg. Vom folosi, bineînțeles, obiectul cout. Acum, în loc să folosim toată această linie cu obiectul cout din interiorul funcției main, vom folosi funcția pe care noi am implementat-o și vom spune afișează și acum trebuie să-i dăm parametrul funcției în care vom folosi funcția sumă. Sumă de 4,5,6. Acum rulăm aplicația și va trebui să avem același rezultat. Se observă că avem tot rezultatul 15. Acesta a fost clipul pentru astăzi. Share, like și subscribe dacă ți-a plăcut și până data viitoare îți doresc la revedere!